Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre produse pentru prevenirea și combaterea arterosclerozei. Se cunoaște proporția mare a deceselor cauzate de boli de inimă. Există multe boli de inimă, dar două aspecte, arterioscleroza și tromboza coronariană, au stat în atenția cercetărilor legate de alimentație. Arterioscleroza înseamnă în fapt depozitarea substanțelor grase aterom pe pereții arterelor. Ateromul constă din colesterol, trigliceride, colagen și sânge, iar aceste depozite crescute restrâng aprovizionarea cu sânge prin artere. Pe lângă factori cunoscuți, fumat, diabet, hormoni, stresuri și așa mai departe, cauzatorii acestor boli în plus sunt implicați și factorii alimentari. În studii elaborate de organizațiile internaționale, a fost relevat faptul că ateroscleroza este mai frecventă în țările în care consumul de grăsime este ridicat, America, Anglia și alte țări și marea acolo unde consumul este mai scăzut, Japonia, Africa de Sud și așa mai departe. Este deja cunoscut faptul că în aterom este prezent colesterolul și când acesta se găsește în alimente, el produce aterom. Această ultimă constatare este în mod deosebit demonstrată pe animale. Observațiile de mai sus conduc la ideea că rațiile alimentare trebuie să fie sărace în grăsimi sau libere de colesterol. A fost arătat cu unele excepții că în ce privește grăsimile animale saturate, acestea sporesc nivelul de colesterol în sânge, iar grăsimile vegetale nesaturate au efect opus. Această constatare a condus la o alimentație în care grăsimile saturate au fost înlocuite prin unele nesaturate. Efectul scăderii colesterolului a format părerea că acesta se datorește acizilor grași esențiali. Deși, în general, consumul de uleiuri vegetale, ca cele de porumb, floarea soarelui și altele, coboară colesterolul sângelui al grăsimii animale, ca de exemplu untul grăsimea rămasă de la prăjirea cărnii de vită, slănina și ulei măresc, nu este posibil de a categorisi toate grăsimile vegetale sau animale din acest punct de vedere și nici de a explica efectul lor ca fiind datorat exclusiv conținutul lor în acizi grași esențiali. Unele uleiuri de plante, cum ar fi cacao și palmierul, ridică nivelul de colesterol, în timp ce anumite grăsimi provenite de la viețuitoare marine, balena și altele îl coboară. Alt factor complicat rezultă din proporția celor două categorii de acizi grași. Cantitatea de acizi grași esențial necesar pentru a coborî nivelul colesterolului crește dacă procentajul de grăsime saturate în rația alimentară este mare. Cercetări mai recente au arătat că trigliceridele din sânge au sporit tulburările inimii mai mult decât colesterolul și că relația dintre consumul de grăsimi și incidența bolii de inimă este probabil una indirectă. O relație mai directă pare să fie între consumul de zahăr și boli de inimă. O relație între consumul de zahăr și bolile de inimă rezultă și din datele statistice de consum pe diferite țări, incidența bolilor fiind evidentă mai mare acolo unde consumul de zahăr a crescut. Implicarea rațiilor alimentare cu grăsimi multe se poate datora alimentelor care conțin atât zahăr și grăsimi, ca de pildă prăjituri și biscuiți. Multe alte produse băgate în grăsimi sunt adesea băgate și în zahăr. Aceste observații au condus să se susține trei tipuri de regimuri alimentare în prevenirea bolilor de inimă menționate mai sus. Primul este un regim pentru reducerea greutății, situații hiperponderare fiind unul dintre factorii implicați. În acest caz, sunt recomandate produse pentru slăbire. Un al doilea regim comportă reducerea consumului de zahăr, fiind indicat produse descrise la diferite capitole din industria alimentară. Găsiți și la mine pe pagina mea de YouTube, produse pentru diabetici. Tot să verificați să vedeți, precum și cele descrise iară la diferite capitole din industria alimentară, care să folosesc și doctorii, ca au și manualele lor. Al treilea tip de regim este acela în care grăsimile animale saturate sunt înlocuite prin uleiuri vegetale băgate în acizi grași esențiali. Astfel de cererea multor clinici a condus la prepararea unor produse corespunzătoare care satisfac aceste deziderate. Deși includerea acizilor grași esențiali în rațiile alimentare are ca efect scăderea nivelului colesterolului în sânge, nu este o evidență clară că acesta previne boala de inimă. De astfel, acizii grași esențiali nu reduc nivelul trigliceridelor, dar reduc pe cel al colesterolului. Totuși, multe produse alimentare au fost și sunt preparate cu uleiuri ca de floarea soarelui și altele care sunt relativ bogate în acizi grași esențiali. În concluzie, poate spune că există destule opinii care acceptă părerea că în ceea ce privește grăsimile saturate din rațiile alimentare, acestea sunt un factor negativ în dezvoltarea bolilor de inimă, recomandând folosirea uleiului vegetale nesaturate și evitarea grăsimii animale saturate. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!